chiar asta scriam aici. Rolul diamanta. Ce înseamnă rolul diamanta? Nu știu. Poftim? Nu știu. Adică am văzut în rolul diamanta ca fiind un rol rău. I-am pus o etichetă. Ce înseamnă rolul diamanta? Diamanta, amanta. Ah, diamanta. De amantă, da, uite, că o ieșit diamant. I-am înțeles diamant. În final este un diamant, da. Da, da. Și acum conversam cu Dumnezeu. Adică Dumnezeu conversa cu Dumnezeu. Deci vine din religie. Că zice, asta e păcat, asta nu e păcat. Dar nu e. Da. Dumnezeu experimentează orice. Exact. Și în momentul în care am scos eticheta, orice experiență pe care și-o alege Dumnezeu este perfect. Deci că nu există femeie care e amantă sau femeie care este, nu știu, cinstită, care e la locul ei. Deci nu există. E Dumnezeu. În tot și în toate. Care e amantă. Care e amantă și care e cinstită în același timp. Da. Și atunci când îmi doresc ceva din poziția diamantă, atunci nu se întâmplă, pentru că există o dorință. Și când lași lucrurile să vină de la sine... Și nu mai consider că ești diamantă? Da, atunci Dumnezeu face ce vrea. Dacă El consideră că vrea să facă... Adică Dumnezeu face dragoste când vrea, e important să scoți etichetele, să scoți absolut orice. Deci ca să facă dragoste, trebuie să scoți etichetele, că altfel îți vine pe invers. Deci te obligă, în toate situațiile, te obligă să nu împarți. Așa este. În bine și rău. Cum l-ai împărțit, cum îți vine pe invers? Și te simți în interior frustrată, te simți vinovată, ai așteptări și tot pachetul. Îi zici că celălalt e vinovat când, de fapt, absolutizarea ta a creat situația. Da. Celălalt nu e vinovat pe nimic. Da. Doar îmi Dumnezeu să-ți vină împotrivă pentru că tu ai absolutizat și îți distruge absolutizarea. Când ai scos etichetele, deci fiecare e liber, Dumnezeu e liber să experimenteze ce vrea. Atunci lucrurile doar se întâmplă. Atunci, exact, deci nu mai există... Nu într-un fel sau altul. Da, și se întâmplă la un alt nivel de energetic, deci... Se întâmplă și ceea ce nu visai că se poate întâmpla. Exact, exact. Da. Wow, ce interesant. Deci să te eliberezi de absolut orice. Etichetă. Să fie eliberarea însăși. Și de împărțirea în păcat și nepăcat este groasnic. Da. Blochează totul, îți vine pe invers și te lovește. Cu forța cu care considerăm că ceva este păcat, cu forța aceea suntem loviți. Da, pentru că în ultimele binarii se vorbește foarte mult despre viața sexuală, despre rolul de amant, de trădător, deci sunt foarte profunde chestiile astea și foarte bine că ies la suprafață. Au fost ascunse acolo. N-au avut oamenii curajul să vorbească despre ele. Păi foarte bine că au făcut în ultimul timp stăpânirea lumii să facă atâta publicitate la sex, pentru că ei știau, băi, ascundiți supreș, vorbiți clar, uitați de aici, pleacă toate, ați pus etichete pe... Da, pornografia este rezultată din respingerea pornografiei. Da, da, și atunci ne vine în față. Da, ne vine continuu în față și suntem puși uneori noi în situații de genul ăsta. Dar apare și un alt lucru, acum am observat... se respinge dualitatea și nu e bine. Da. Și se respinge ego-ul, deci împărțirea ego și ființă divină, cu toate că e funcțională, ne-a adus aici. Exact ceea ce vorbeam noi dimineață, Doamne. Nu poți să absolutizez nu în dualitatea și să vrei, Doamne, vreau neapărat în dualitate, vreau să trăiesc. Nu, e perfect ceea ce se întâmplă. Exact ca peștișorul, ca delfinul, nu? Cum ziceam noi dimineață, cum ziceai, Doamne. Ne ducem frumos în dualitate, ieșim în non-dualitate. Ca delfinul, da. Da, da. Delfinul respiră. Da, e atât de blând, atât de minunat, acceptă atât de frumos. Și ce face delfinul?
Nu se poate fără dualitate, că nu are cum să respire. Nu, dar nu are exista non-dualitatea fără dualitate. Da, cine da, mai e? Da. Noi respirăm în dualitate, funcționăm în dualitate. Să... Exact, dar bărbatul fără femeie ar mai fi pe pământ. Cine cu cine se mulțește? Cum se face creația? Nu, deci fără dualitate nu se poate, dar nu trebuie respins, așa este. Absolut, nu. Iar acesta cu egoul diavolului, Dumnezeu ia rolul respectiv, dar nicio problemă, noi evităm să luăm rolul acela, funcționând ca o ființă divină pe pământ, până când ajungem să vedem și noi non-dualitatea, ca pe nu o vedem. Dar am ajuns aici pentru că ne-am desprins de ego. Nu ne-am identificat cu el. Ca să nu ajungem să cunoaștem non-dualitatea. Da. Deci n-a fost nimic rău. Da. Acum mă gândeam de acum vreo jumătate de oră apropo de limbajul ăsta pe care îl folosim noi. Deci, Iisus pe pământ nu avea un limbaj din ăsta neînțeles de ceilalți. Adică să spună, știi, Dumnezeu din mine, spui despre Dumnezeu din tine că nu știu ce face. Da? El avea un limbaj simplu. Așa cum vorbeam noi în trecut. Eu îți spun asta, eu mă simt așa. Deci se simțea ca un Dumnezeu și vorbea ca un Dumnezeu. În momentul în care eu spun, Doamne, spun așa, Dumnezeu din mine îți spune asta. E ca și cum aș simți două entități. Că Dumnezeu este în interior și că mai există și încă altcineva. Asta e percepția mea acum. Dumnezeu din tine spune Dumnezeului din tine. Dumnezeu din mine îți spune Dumnezeului din tine. E ceva care nu decurează aici, Doamne. Pentru că noi acum am înțeles ce-i dualitatea, ce-i non-dualitatea. Și am zis, ok, ce fel de limbaj să creăm acum? Un limbaj acum pentru non-dualitate, ca să ieșim din dualitate? Ceva abstract, ceva. Deci în momentul în care suntem în situații deosebite, și ne prindem acolo un asemenea limbaj în care să spunem că Dumnezeu este cel care suferă, nu eu, sau nu e omul acela care face ceva, ci divinul prin omul acela, îi face lui Dumnezeu din mine, care este ego-ul meu, ceva, asta te salvează. Da, te salvează, da. Că mă uitam chiar și în cărțile tale, deci nu spui, știi, Dumnezeu din mine a făcut, o trăi povestea asta, nu. Deci un limbaj normal, limbajul pământeanului de zi cu zi. Am trăit experiența asta, am făcut asta, am văzut asta. Da. Altfel, dacă ai scrie cărțile în limbajul non-dual, chiar nu mai înțelegi ce vede eu. Nu se mai scrie cartea atunci, nu mai e. Da, nu se mai scrie. Da, și am zis că așa, dacă în momentul în care m-am identificat cu Dumnezeu, sunt una cu El, atunci pot folosi liniștit limbajul ăsta, normal, pe care l-am folosit până acum. Da. E ceva firesc, dar știu, sunt conștientă că sunt una cu Dumnezeu și atunci vorbesc liber fără să mai spun, știi, Dumnezeu din mine, îți spune Dumnezeului din tine, te iubesc. Sună înapoi. Da, mai aveam, ne perfecționam, Doamne, ne perfecționam. Și asta era starea mea acum. De introspecție, de interioară. De... Că oare mai poți să cazi vreodată? Pă da, da, cum să nu? Da? Te pricep? Ne pricepem, Doamne, ne pricepem. Te-ai firesc, te-ai firesc. Și copiii nu cad, se ridică fără probleme, zâmbesc, merg mai departe, nici nu-și dau seama că s-au lovit sau că-i doare. Importantă e ridicarea. Nu-i dar pentru că n-au un eu care să simte durerea. Și acum noi dacă am ajuns la conștientizările astea, atunci cine mai doare? Pare și durerea. Da. Sau dacă este durerea, o accepți, ok, Doamne, durerea aia ești tot tu foarte bine. Nu numai, dar durerea aceea este un tipar. E un tipar. Fără tiparul aceea nu este durere. Uite la copii care nu știu ce este durerea. Se lovesc, dar nu simt nimic. Da. Sau încearcă să plângă ceva și când tu îl ai cu altă idee, uită. Da, nu mai simt, dispare. Uite tiparul. Da. Cu toate că lovitura e acolo.
i-a lovit, i-a zdrobit și totuși uită. Pentru că nu mai funcționează cu tiparul respectiv. Deci noi trăim într-o lume preconcepută, unde lucrurile zice că trebuie să fie așa și așa. Pe de altă parte le transmite și copilul aceste lucruri. În tiparele noastre. Noi învățăm tipare. Asta înseamnă școala noastră. Tipare ca să puteți să suferiți mai tare când ajungeți mari, să vă luptați, să vă bateți, tipare. Nimeni nu se arate un tipar al lui Iisus, să nu te bați. Nimeni nu învață, nici un părinte nu-și învață copiii. Nu te lupta, nu te apăra. Nimeni, niciodată. Noi nu avem decât tipare de luptă. Animalice. Și atunci, Doamne, cum ai venit cu tiparul ăsta pe care l-ai de a nu lupta? Înseamnă că undeva, pe linie maternă, așa a fost tiparul, să nu se lupte, să nu se apere, adevărat? Că altfel, cum puteai? Cum puteai? Nu, depinde de locul de unde am venit. Prin rezonanță sau cum? Nu, din locul de unde am venit. În locul acela nu erau tipare. Era oia fără tipare. Ok, era oia fără tipare și te-au trimis la niște oameni care aveau tipare? Da, și nu le știu, nu le-am înțeles. Eu nu le-am înțeles mult timp. Da, deci se poate și așa. Da. Deci se desprinde un sfințeșor de acolo de sus și vine într-o familie unde sunt diferite tipare, ca să curăți tiparele. Dacă o am o putere, aceasta este. Când se întâmplă ceva dramatic, nu simt nimic. Adică când este punctul în care orice om ar intra în disperare, pentru mine este punctul în care nu mai simt nimic. Nu mă afectează nimic. Da. Sunt indiferent. Deci în situații maxime sunt indiferent. Sunt construit altfel. Într-adevăr, nu sunt de aici. Nu știu de unde sunt. Bună. Păi da. De acolo, de la Prag. Exact. Nesimțitori. De acolo sunt numai nesimțitorii. Doamne, cum putem să ajungem? Pe măsură ce ne deschidem, pe măsură ce curățăm programe, ajungem să cunoaștem tainele pe care ți-au fost revelate ție atunci în camera respectivă cu înțelepții respectivi? Sau mai există o variantă să ne dai așa cât e puțin, ca să putem să înțelegem? Yeah. Tu ai spus că știi ce au vorbit din moment ce ți amintești fiecare dunguliță din podea, nu? Înseamnă că ți amintești absolut și tot ceea ce au vorbit. Da, da. Și amintirea crește în momentul în care citesc. Când citesc, spre exemplu, Noul Testament, intru acolo în mintea lor. De acum. Adică aflu lucrurile acelea. Mi se arată lucrurile acelea pe care ei le-au ascuns sau nu le-au spus, le-au ocultat. Citind, altfel nu ți le amintești așa cum ți-ai amintit tu cu bicicleta, cu toate alea? Nu, că e un ansamblu acolo, e o lucrare. O lucrare de ocultare, o manipulare, o programare neolingvistică și na, eu doar în ansamblu o știu. Dar pot să pătrund în ea oricând. Dacă îmi dai un text de acolo, imediat pătrund în spate. Am înțeles. Doamne, te aștept să scrii. Da. Dar să știi că principiul la toată Biblia este ceea ce nu scoate nimeni în evidență. Faptul că Divinul e în toate pozițiile. El este și păcătosul și nepăcătosul. Asta nu poate fi acceptat. Pentru că distruge totul. Toate instituțiile, toate luptele, războaiele, totul dispare. Deci, practic, Biblia, Doamne, s-ar reduce la câteva pagini sau chiar la o pagină. Deci s-a făcut o programare neolingvistică în care a fost împărțit Dumnezeu pe bucăți. Și în păcătos și nepăcătos, în bine și în rău. În adevărat, neadevărat, drept, nedrept. Și nu este adevărat și nu poate să fie adevărat și toată Biblia arată lucrul ăsta. Și o să scot texte de acolo citate și o să tot explic în toate modurile posibile, mereu o să le repet lucrul acesta ca să intre bine toată cartea, doar o să o repet. O să repet mereu această propoziție, că nu poate fi împărțit Dumnezeu în păcătos și nepăcătos. Și dau citate toată ziua. De la Vechiul Testament până la Noul Testament. Păi cam ce mai mare
revoluție care se poate întâmpla, pentru că dacă observi tu la tine însăți, în momentul în care nu mai vezi un roșu vinovat, dar nu mai poți să te vinovățești pe tine sau pe ceilalți, nu mai ai supărare. Adică apare o stare de tensiune, de nemulțumire, de tristețe, de furie, de mânie. Toate lucrurile astea arată că nu suntem pe cale. Ăsta este rolul lor. Supărarea în sine. Deci când apare supărarea, nu e adevărat ce spui. De ce? Pentru că tu ești divinul care nu se supără niciodată. Care este indiferent? E indiferent. E nesimțit. Nesimțitor. Îți dai seama, e așa de puternic, e imens, că viața ta depinde de el. Știi cum stăteam în fața lui? Tremuram. Când l-am văzut așa de imens, stând pe un tron, un bătrân stând pe un tron așa de imens, mă uitam așa în sus la el. Fantastic. Și tremuram, pentru că aveam perfect conștiința faptului că viața mea depinde de el într-o clipă. Dacă faci un semn, ai dispărut. Deci noi nu existăm. Fără el nu existăm. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Noi suntem el continuu. Și nu poți să spui lui că este păcătos. El experimentează păcatul și mai departe. E treaba lui. El se uită în viitor la persoana care suntem, ce se va întâmpla și alege o soluție. Este dureroasă pentru noi, pentru ego, în momentul respectiv, dar el știe. În același timp, el se mișorează și devine ego, nu? Da. El devine cel care atacă, cel care primește o lovitură și mai departe, în toate pozițiile. Când atingem de ce este adevărat acest lucru? Că el este peste tot. Pentru că nu te mai supări. Nu mai există luptă, nu mai există apărare, nu te mai deranjează nimeni. Adică ai o stare de fericire care este continuă și este natura ta. Dar trebuie să închizi toate gândurile acestea în care spui că nu este ceva bine. Ăla trebuie. Deci împărțirea bine și rău trebuie blocată, oprită. Și nu poate fi oprită decât dacă înțelegi că ele în toate pozițiile. Și ca exercițiu se face în felul următor, așa cum ai început tu. Și aici ai divinul, și aici ai divinul. Deci, da. Eu mă supăr. Și aici ai divinul. Nu, tu te superi, el se supără. Omul acela din față mi-a dat o palmă. Dumnezeu mi-a dat o palmă. Am fost furat. Nu ai fost furat, Dumnezeu te-a furat. Și nu pe tine, ci pe el însuși s-a furat. Deci ca să nu existe nicio supărare, niciodată stingi orice supărare, orice nemulțumire, o îndoială, o critică, nu este adevărată. Tu ești cel care nu este afectat de nimic niciodată. Dar real trebuie. Deci real, noi vorbim în teorie, dar real nu facem. Pentru că real, prin ceea ce spui tu, prin cuvintele pe care le spui, să afirmi că nu Dumnezeu că nu omul te-a lovit, ci Dumnezeu. Și nu pe tine, ci pe el. Pentru că ego-ul tău este el. Deci să poți să faci despărțirea aceasta continuă, dar reală, în imbaj. Exact. Și nu eu m-am supărat. Și în minte să faci. Și în minte să faci. Da. Spune. Da. Nu eu m-am supărat, Dumnezeu s-a supărat. Dumnezeu s-a supărat. Și dacă s-a supărat, ce să-i faci? Exact. Deci să înțelegi că totul e bine fiecare clipă, că nu poate să fie altfel, că e perfect. Asta înseamnă perfecțiune. Nu vezi un rău sau vinovat undeva. Sau păcat păcătos. Înțelegi? Asta e starea divină. Dar dacă cineva ia un rol de genul acesta, asta este. Ia rolul acesta și noi putem să credem din această neîmpărțire. Putem cădea oricând. Putem uita o perioadă lungă de timp. Putem să ne confruntăm cu viața în toate modurile. Asta este. Ne putem reaminti oricând sau nu. Dar cu siguranță în momentul în care înțelegi că ele în toate pozițiile aproape că cred că n-ai mai putea să cazi, dar nu știi, pentru că sunt și parele alea din spate ale altora care îți vin sub forma unor programe imposibil de acceptat din față și să văd dacă poți. Să-L vezi pe Dumnezeu acolo. Înțelegi? Da. Adică ești trădat, pe exemplu. Iubești pe cineva foarte mult și ești trădat. Ești capabil să vezi în trădătorul acela, să vezi pe Dumnezeu.
și să nu acuz omul, nu e lucrurile personal. Chiar am făcut și asta, chestia asta cu invidia, Doamne. Tot mai înainte am făcut, da? Legat de invidie. Când nu te cunoșteam, am mers la un părinte și l-am întrebat, părinte, de ce mi se întâmplă lucrurile astea? Și el mi-a zis că, păi, invidia. Și n-am înțeles atunci ce vroia să-mi spună. Acum, în învățătura, știm ce este invidia, e dorința de a avea cât mai mult, e dorința de a fi tu pe primul loc, e desconsiderarea celuilalt. Nu există în planul non-dual așa ceva. În non-dual nu, dar în dualitate există. În dualitate și există și ce dacă? Da, și ce dacă? Și când înțelegi că Dumnezeu își ia și rolul de invidios, prin tine chiar, da, și te pune în poziția asta. Adică să pune el în poziția asta, să joace și rolul invidiosului, ca să ajungă să coboare jos de toți, să umilească, să experimenteze umilința, să experimenteze după aia smerenia și să ridică frumos. Și ajunge, ce face un om la invidios? Acumulează. În momentul în care a ajuns jos de tot, când se ridică, ce face? Dăruiește. Deci opusul invidii e bunătatea, e blândețea. Și exista chestia asta, deci absolutizam foarte mult oamenii buni, blânzi, și respingeam invidia. Și am zis că, wow, ce interesant. Și te trezești în poziția omului invidios și nu știi ce se întâmplă cu tine. Mm-hmm. Nu știi de ce ești mereu pe primul loc, vrei să fii pe primul loc, nu știi de ce vrei să acumulezi. Nu știi de ce te uiți mereu peste gardă în curtea vecinului. Pentru că nici măcar nu-ți recunoști programul ăsta de invidie în tine. Nu știi de ce ceilalți te invidiază. Apropo, că noi vorbeam de chestia asta. Păi de aia, pentru că ei te invidiază, pentru că există programul în tine, ei rezonează. Îți arată, de fapt, programul care este în tine. Programul de invidie. Deci noi îi punem pe oameni, îi obligăm pe oameni să-și aleagă, să joace rolul ăsta de invidios. Tot Dumnezeu prin noi joacă rolul ăsta de invidios. Pentru că nu este de respins invidia. Este tot Dumnezeu în invidie care se experimentează. Și foarte bine. Trebuie să urmărești un singur lucru. Ce îți produce durere, suferință, neliniște, nemulțumire, nu e adevărat ce spui. Da. Asta e. Și atunci ieși din dualitate. Când ești în non-dualitate este ușor, când ești în dualitate ai nevoie de sprijin, să-ți arate cineva, să te ajute, dar ca să te ajute trebuie să ceri ajutorul. Uh-huh. Pentru că așa cum spuneam mai înainte, e posibil să cazi și să nu te poți să te ridici o perioadă lungă de timp, dar uh-huh. Nu te ridici pentru că n-ai cerut ajutorul. Că dacă ceri ajutorul e imposibil să nu găsești. Deci nu este mai bună eliberarea decât neeliberarea. Așa este. Dualitatea, non-dualitatea mai bună decât dualitatea, nu există. Suferința mai rea decât, nu știu, adică fericirea mai bună decât suferința. Așa. Toate sunt perfecte în lumea lui Dumnezeu. Aici e capcana. Deci nu că cădem în capcana asta absolutizării non-dualului. Și să vrem cu tot din atinsul să fim, haideți toți, să fim sfințișori, să fim acolo, să trăim prin orișor. Pentru că cădem imediat. Să nu mai vrem nimica, nici prin orișor, nici în dualitate, nici în non-dualitate. Când știi Dumnezeu lucrarea Lui, știi unde să ne ducă. Și așa cum ai spus tu când ai venit în lumea asta, dă-mi, Doamne, greutăți cât de multe știi, dar în măsura în care știi că le poduci, nu mai mult decât poduci. Și cu siguranță vor ieși foarte multe chestii la suprafață cu care să lucrăm. Asta nu înseamnă că ne-am oprit aici. Și acum spuneai că ai un test biblic și îl analizezi pe ce mai iese la suprafață. Principiile din Vechiul și Noul Testament se referă la faptul că totul e dat de divin.
dacă totul e dat și de divin și bine și rău, suferința sau nesuferința, păi atunci ce să reparăm noi? Ce să facem noi? Nu există reparare, că nu ai el. Deci încercările vin de la el în funcție de nivelul nostru, de orgoliu. Adică cât de prinși suntem noi în materie, atât de desprinși vom fi. Atât de puternică va fi desprinderea. Noi am ajuns acum la această înțelegere pentru că am încercat să o perioadă lungă de timp să funcționăm ca ființă divină pe pământ. Prin ei și prin înțelegere. Și înțelegerea te-a ajutat să te desprinzi de materie, să nu mai vezi ca primordială și asta ne-a ajutat să ajungem în înțelegerea faptului că divinul e în toate pozițiile. Dar a fost un parcurs. Da. Nu imediat. Deci trebuie să trecem prin dualitate, prin ego. Ego și ființă divină. Să alegem numai ființa divină și după un timp, probabil, te ridică vălul și vei înțelege că ești el în toate pozițiile. Este soluția cea mai eliberatoare posibilă. Dar nu înseamnă că dispărem din dual. Funcționăm tot timpul în continuare în dual, dar nu o să-l mai luăm așa în serios. Adică nu vom avea sentimentul că aparținem acestei lumi. Nu o să mai aparținem. Adică mai curând o să zicem nu la atracțiile vieții sau fericirile ei. Da, nu ne mai simțim lipiți de lumea asta, doamne. Lipiți de lumea asta. Dacă există vine din față, bucurie și așa mai departe, le acceptăm cu bucurie. Că vine de la Dumnezeu. Și orice vine. Orice vine, orice, da. Orice. Dar nu mai luptăm, nu ne mai apărăm. Da, și o stare foarte plăcută. Nu depășim cu totul dualul. S-ar putea să avem perioade în care să fim retrași dincolo, în lumea de dincolo. Asta se poate întâmpla cu fiecare din noi care devine așa, să zicem, indiferent, nesimțitor față de această lume, dar sunt doar perioade. Dar vreau să te întreb, doamne, apropo de faptul că te extrage din planul ăsta, ca să te extragă înseamnă că trebuie, nu la nivel de corp, deci dispare efectiv și corpul. Și dispare efectiv și din amintirea celorlalți, din viața lor. Corpul rămâne deci în dual. Nu, corpul rămâne în dual. Am înțeles. Deci este practic o moarte a trupului? Pleci cu sufletul, dar îl lași aici. Dar nu pleci, adică nu pleacă tot sufletul din tine ca să se întâmple o moarte. Din cauza asta trebuie să vii în 15 minute înapoi. Că atunci începe moartea, după 15 minute înghează corpul. Acum am înțeles ce vrei să spui, că te extragi de aici și te duci în alte planuri. Experiențele pe care le-ai avut tu, Doamne. Da. În sensul ăsta. Deci nu că te extragi și gata, ai murit și ai plecat în altă dimensiune. Da. În sensul ăsta. Caracteristica a fost că eu am fost dezinteresat. Așa funcționam eu. Nu participam. Plus că nu înțelegeam. Era un prost. Era un prost. Eu am trebuit să învăț ca să pot să înțeleg lumea. Un efort în plus. Și știi cum am făcut? Un efort de definire. Luam lucrurile și le defineam. Ce este iubirea? Și căutam definiții diferite ale iubirii, știi? Adică nu căutam o singură definiție, căutam definiții diferite. Și mereu la orice lucru asta făceam. Și le alăturam. Și atunci puteam să, pe mine mă interesa să nu țin cu o definiție sau cu alta. Eu să-mi păstrez detașarea, libertatea. Da, vreau să te întreb, doamne, ok, nu știai ce este iubirea, dar o simțeai? Nu știu dacă o simțeam, pentru că simți mai ceea ce ai definit. Atunci, cum poți simți dragostea pentru celălalt? Nu știu dacă, cum se numește dragostea non-dual. Da. În non-dual, da, așa nu există definiție. Doar trăirea.
Uite-te, dacă eu nu știam cum să mă supăr și ce e supărarea, ar trebui să definez supărarea și să o exersez. Și n-am putut să exersez tiparul acesta, nu l-am înțeles. Îmi lipsește programul acela din mine, a fi supărat. Deci orice situație extremă mi s-ar întâmpla, nu simt nimic. Deci apare într-un anumit nivel maxim, în care eu nu simt nimic, nu sunt afectat de nimic. Cu alte cuvinte, nouă ne lipsește aici, în dualitate, programul de iubire. Da, iubire adevărată. De iubire adevărată. Iubirea adevărată nu e ceva personal, niciodată. Iubirea adevărată doar dăruiește și nu vrea ceva pentru sine. Și doar când suntem în non-dualitate, abia atunci o trăim, abia atunci o experimentăm. Adevărată iubire. Wow, da. Degeaba spunem noi aici, mamă, cât te iubesc, nu. Cât îmi ești de drag, nu, pentru că... Nu, că e posesivă. Uh-huh. Iubirea adevărată doar eliberează, nu vrea nimic pentru sine. Da. Se bucură de orice și de oricine, în mod egal. Nu este un om mai prost decât alt om. Asta e problema. Da, pentru că te verifici așa. Deci eu dacă îmi iubesc soțul și îi spun că îl iubesc la nebunii, mă topesc după el, dar pe vecinul îl urăsc, aia nu este iubire. Înseamnă că nu ai nimic în interiorul tău. Da. Degeaba este soțul că îl iubești, pentru că nu este. Este o amăgere doar. Este un atașament de el. De da. Ceea ce îți oferă el de plăceri, de avantajele, de avantaj și de toate. Da. Iubirea adevărată o trăiești când același sentiment îl ai și pentru vecinul și pentru cățel și pentru purcel și pentru ăla care îți dă o palmă, abia atunci e iubirea adevărată. Da. Și iubirea adevărată este o slujitoare. Uh-huh. Doar slujește, e supusă. Asta e iubirea adevărată. Da, și nu se supără, nu... Nu se supără, nu... E ca o proastă. Nu simte o lipsă, nu. Ea doar dăruiște ca proasta. Uh-huh. Cauza asta da. Sunt foarte puțin sus acolo la prag. Sunt exact oamenii care, dacă îi jignești și umilești și le iei tot sau îi splatezi, ei nu se supără. Nu știu ce este supărarea. Da. Ei te iubesc în continuare. Ca un câine. Un câine îl bați, după care uh-huh. și el vine da. Și te linge și te iubește. Da. Dacă l-ai da. Văzut. Aia, deci câinele e mai superior decât noi. El iubește cu iubire divină. Dar iubirea umană este iubire posesivă și ea e de fapt un negoț. Îmi dai, îți dau. E o constrângere. Dacă nu îmi dai, nu mai e bine. În momentul în care nu-i mai cer nimic celui din fața ta... Atunci iubești și atunci relația se consolidează. Altfel relația se pierde. Acolo unde există condiționări, nu e divinul. Adevărata iubire nu cere nimic, în schimb. Și dă nu tot. Are niciun fel de pretenții, da. Nu, dă totul, dar nu cere nimic, în schimb. Și da. Când omul este în această iubire, celălalt nu mai poate să greșească. Înțelegi? Da, și apropo de relația între soț-soția, păi când între ei există adevărata iubire, păi nici el nu mai vine să te scadă cerându-ți prin actul sexual. Sau dacă există actul ăla amoros, e dincolo de cuvinte, e ceva inexplicabil, e o trăire, e un extaz, da, maxim. Adică Dumnezeu vrea să experimenteze extazul ăla ca să-ți arăte altceva. Da, nivelul la care se poate ajunge pe pământ de iubire. Da, da. Adevărata iubire se dezinteresată, nu cere nimic. Nu vrea nimic pentru tine și din cauza aceasta primește totul. Înțelegi? Da. Când ai libertate totală, primești totul. Mă rever la femeie, pentru că la bărbat, bărbatul fiind oglindă, doar îi înapoiază. La bărbat e diferit. Bărbatul poate să ceară femeie, oricând, orice. Nu cere el. Cere divinul, de fapt. Știu. Cere divinul ca să corecteze. Uh-huh.
dar și el primește anumite corecții, ca să nu știu cum să zic mai mult, anumite înțelegere prin femeie, știi? Adică, ce se întâmplă? În măsura în care ea îl iubește, iubirea respectivă îl schimbă pe el, că Dumnezeu îl schimbă, astfel încât acel bărbat nu știe ce să facă pentru femeia lui. Dar asta este doar din faptul că ea s-a schimbat. Deci, nu că s-a schimbat bărbatul, știi, că femeia l-a schimbat. Dumnezeu îl schimbă pentru că ea s-a schimbat. Dai seama de nuanță? Deci pentru că ea s-a schimbat, atunci bărbatul se va purta altfel cu ea, pentru că Dumnezeu prin el se comportă altfel. Înțelegi? Pentru că femeia, de fapt, nu pe bărbatul ei îl iubește, ci pe Dumnezeu, prin bărbatul ei. Și din cauza asta, dacă ea este blândă și îngăduitoare, atunci Dumnezeu din bărbatul ei nu știe ce să facă ca să îi fie ei mai bine. Deci totul pornește de la ea. El se mișcă după ea, este ca o umbră. Înțelegi? Poți să înțelegi. Da. Și oricât el are posibilitatea să crească în iubire, indiferent dacă ea se comportă într-un anumit fel? Nu. El când are o pe soția lui sau pe femeia lui, o are în față, el va fi doar oglindă. El nu crește în iubire, ea crește în iubire. Și cu cât ea crește în iubire, atunci el va crește în iubire. El are o creștere și el independent în confruntarea cu viața sau cu celălalt bărbat. Ah, ok. Deci el are o creștere, are o evoluție, dar numai așa. Dar față de femeia lui, nu poți să spui că el a învățat ceva de la ea, ci că ea a devenit mai bună, mai îngăduitoare. El este mai bun și mai îngăduitor. Deci ea s-a schimbat. Da, Doamne, dacă el o în afară, în confruntarea cu ceilalți bărbați, crește în iubire, da? Pentru că se lasă, se supune, are o anumită atitudine în relația cu bărbații din afară, da? Crescându-i iubirea, nu o determină și pe ea să schimbe? Nu. Dumnezeu va folosi pe acel bărbat care, chiar dacă a obținut o înțelegere și o iubire mai mare în confruntarea cu viața, îl va folosi totuși strict ca să-i scadă orgolul. Acel bărbat care în mod obișnuit este bun, blând și îngăduitor, față de soția lui, poate să fie altfel. Pentru că trebuie să fie altfel. Deci, înțelegerea la care ajunge bărbatul, bunătatea, blândețea lui, nu este a lui, este a soției lui, a femeii lui. Înțelegi? Deci, nu că el a înțeles și ea l-a ajutat să îl schimbe, l-a schimbat pe el. Nu, ea s-a schimbat și schimbarea ei este schimbarea lui. Deci, el, dacă a câștigat îngăduință, înțelegere în confruntarea cu viața, totuși, față de femeia lui, va fi cum trebuie să fie ca să-i scadă orgoliu. Va fi cum vrea Dumnezeu să fie ca să-i scadă ei orgoliu. Pentru că pentru divin este esențial să-i scadă ei orgoliu. Se poate înțelege? Da, da. Deci nu este că el se schimbă. El se schimbă cu frutarea, cu viața, dar când are o femeie în față, va fi cum trebuie să fie. Cum vrea Dumnezeu să-l folosească. Iar dacă este să el să fie mai bun, este mai bun pentru că ea este mai bună. Pentru că ea este mai îngăduitoare, mai înțelegătoare. El este doar oglindă. Nu că ea a reușit să-l schimbe, să-l determine. Nu, ea a devenit mai bună și mai blândă, îl schimbă și pe el. Adică el nu mai are nevoie să fie altfel. Adică Dumnezeu nu mai are nevoie prin el să vină corectorul asupra ea, ei. Dar să știi că nu numai prin bărbat, vine și prin copii, prin părinți, prin alte persoane, vine corector în toate modurile posibile.